Pe data de 15 ianuarie, românii celebrează nașterea celui mai mare poet român, Mihai Eminescu. La Deș, manifestările dedicate poetului se vor desfășura marți 17 ianuarie, când la bustul poetului din cartierul 1 mai se vor depune gerbe și flori. Tot cu această ocazie vor avea loc mai multe momente artistice la școala Mihai Eminescu. Din data de 23 ianuarie, la școala de Jeană vor începe zilele Eminescu, iar activitățile se vor derula pe parcursul a 3 zile. Mai multe detalii despre manifestările ce vor avea loc la școala Mihai Eminescu din Deci aflăm de la Mariana Jica Moldovan, directorul școlii. Vă rog să ne vorbiți despre manifestările care vor fi organizate la școala Mihai Eminescu din Deci cu ocazia zilei lui Mihai Eminescu. Da, începând cu 23 ianuarie vor avea loc zilele școlii, zilele Eminescu, din 23 ianuarie în 25 ianuarie. În data de 23 va avea loc spectacolul omagial dedicat patronului spiritual al școlii noastre, Luceafărului Poeziei Românești, Mihai Eminescu, și prezentarea ofertei școlii. În 24, un program artistic din activitățile noastre, dansuri populare, dansuri moderne și concursuri tematice. Iar în 25, de la ora 16, karaoke. Da, sunt implicate cadrele didactice ale școlii noastre și toți elevii doritori. Așteptăm cu drag reprezentanții inspectoratului școlar, comunității locale și, nu în ultimul rând, părinții.